În ultima perioadă, Spitalul Municipal Câmpina a fost dotat cu aparatură nouă, atât din donații, cât și prin achiziție proprie. Cadrele medicale au fost instruite în cursul zilei de ieri să folosească noua tehnică. În înțelegere cu echipa de instalare și service pentru noul echipament, astăzi s-a organizat primul modul de pregătire, de training, de aclimatizare a aparatului cu mediul și cu noi și totodată a noastră cu echipamentul. Sunt implicați în acest curs medicii din sectoarele în care acest aparat are utilitate, radiologie în primul rând, ortopedie, chirurgie și terapie intensivă și asistenți medicali de radiologie și de bloc operator. Managerul spitalului din Câmpina, Călin Tiu, spune că achiziționarea noii aparaturi a adus bucurie atât în rândul medicilor, cât și al pacienților. Toată lumea simțea nevoia unui aparat nou pentru că cel vechi era foarte incomod, în primul rând de folosit și cu expunere la radiații mai mare, încât toată lumea înțelege că este un salt calitativ important pe care facem pe această direcție. În cursul acestei săptămâni sunt așteptate și alte dotări constând în aparatură modernă.